Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit în studioul Drepturilor Omului. A fi bătrân în Republica Moldova înseamnă să fii sărac. E o constatare tristă, dar reală pentru cei 650.000 de pensionari din țară. Cu o pensie sub minimumul necesar de existență, trebuie să facă față cerințelor cotidiene, iar dacă nu ești în stare să achiți agentul termic sau cheltuielile de lumină, peste noapte ești deconectat de la aceste servicii. Este soarta multor vârstnici din Republica Moldova, despre care vom discuta astăzi în emisiune cu Victor Gâlcă, șeful secției pensii și indemnizații de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Familiei. Bună ziua, bine v-am găsit! Cu Valentina Bodruc, directoarea de la Centrul Gender din Chișinău, și cu Claudia Cârje, președinta Clubului de Femei Comunitate din Raionul Basarabeasca. Pentru început, înainte de a începe discuțiile, stimați telespectatori, am vrea să vă atragem atenția asupra unui spot realizat de către tinerii care au participat la un concurs Plural Plus, lansat de către Organizația Internațională pentru Migrație, pentru a vedea cum trăiesc bătrânii în Republica Moldova, cel puțin cum își imaginează tinerii. Să vedem aceste imagini, după care revenim. Tristețe și singurătate citim pe fețele acestor bătrâni. Stimați invitați, am vrea să vă întrebăm dacă ați reușit să dialogați cu vârstnicii din Republica Moldova. Cel puțin, Claudia Cârje, sunteți mai aproape de către aceste persoane. Reușiți să fiți mai aproape de către aceste comunități? Cum îi vedeți pe bătrânii din Republica Moldova? Sunt singuratici? Au ajutor din partea copiilor sau rămân pe umerii statului ca să-și întrețină, eu știu, viața, să poată achita serviciile comunale și celelalte necesități? În localitatea noastră sunt 1600 de locuitori. Din ei sunt 209 sunt persoane în vârstă. Din aceștia 209, de la vârsta de 75 până la 80 de ani, avem 20 de persoane. De la vârsta de 80 până la 85 avem 7 persoane și de la 85 mai mult avem 6 persoane. În localitate, chiar începând cu anul 2005, Clubul de Femei Comunitate s-a implicat în rezolvarea multor probleme ce deține de persoane în etate. Și anume care sunt singurătatea, deservirea și multe altele. Ce m-am făcut pe mine personal ca să mă implic în problemele date? Lucrând cu copiii într-un proiect, legătură sau colaborare dintre generațiile tineri și generațiile vârstnice, am observat că mai mult au nevoie de ajutorul nostru persoanele în vârstă. Și atunci am încercat din 2007 să ne implicăm în anumite proiecte ce dețin de susținerea persoanelor în etate. Primele proiecte care noi le-am înfăptuit
le-am realizat pe teritoriul satului a fost reintegrarea socială a persoanelor etate în comunitate. Cu ce probleme se confruntă vârstnicii din această localitate? Care sunt cele mai des întâlnite probleme? Cele mai des sunt singurătate. Singurătatea? Au posibilitatea să-și acopere cheltuielile pentru agentul termic, spre exemplu? Alături de singurătate, starea economică. Fiindcă fiecare a doua casă de la noi din sat, copiii sunt plecați psihotare. Și încă în afară de cei că sunt plecați, au lăsat pe spatele ca o povară și nepoții, care știm că la etapa actuală sunt foarte indiferenți și față de sine și față de cei din jur. La dialog vor participa și câțiva experți din Șoldănești. Este vorba despre serviciul asistență socială, despre care îi vom întreba pe parcursul emisiunii cum reușesc să intervină și să ajute păturile vârstnice. Doamna Valentina Bodrug, dumneavoastră v-ați ocupat de politici sociale în acest domeniu. Am vrea să aflăm cum i-ați văzut pe vârstnicii din Republica Moldova și ce aveți de spus la acest capitol? Pot ei să existe în condițiile în care au o pensie de sub 1000 de lei? Eu cred că această întrebare trebuie să o adresați în primul rând Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei. Eu reprezint sectorul asociativ și academic. Și vreau să vă spun că noi acum anul curent și sper și pe viitor, am început să ne ocupăm foarte serios de problema abuzului asupra vârstnicilor. Dar să nu uităm că formele de abuz pot fi diferite, atât și abuz instituțional, cât și deja abuzul în familie, ceea ce mai mult ne preocupă. Și la acest capitol vreau să vă spun că, de fapt, în genere, situația vârstnicilor în Republica Moldova este foarte diferită. Și noi cred că trebuie să explorăm mai mult subiectul din perspectiva cât de eficiente sunt politicile statului. Asta este una, în suportul grupurilor vulnerabile, inclusiv pe categorii de vârstă. Căci deseori este o confuzie. Se consideră că, de fapt, toți bătrânii sunt pensionari, știți? Deci aici cred că tot trebuie niște delimitări foarte clare. În special vreau să vă spun în contextul tendințelor demografice și dacă vorbim chiar de politicile sociale ce țin de alte țări mai dezvoltate. Astăzi în Occident mai mult se vorbește deja vârsta trecută de 75 de ani și noi toți suntem încă într-o dilemă de vârsta de pensionare și în genere de ce înseamnă vulnerabilitate la vârsta aceasta. Cred că l-ați intrigat pe dar, colegul. Dacă îmi permiteți, totuși masă. Este un element foarte important care ține nu numai de politici statului, dar ține și de atitudinea comunității și atitudinea noastră personală, relațiile interpersonale în cadrul familiei. Despre acest lucru și ne propunem să discutăm în cadrul acestei emisiuni. Domnule Victor Gâlcă, în condițiile în care minimum necesar de existență este de 1300 de lei și avem o pensie de sub 1000 de lei, cum considerați în aceste condiții, cum ar putea pensionarii să se descurce, să își poată acoperi cheltuielile zilnice? Într-adevăr, este cunoscută situația cu cuantumul mic al prestațiilor de asigurări sociale, pentru că, până la urmă, pensia este, de fapt, un drept cuvenit în baza asigurării acestei persoane. Cu referire la acest cuantum de 1300 de lei pe care îl spuneți dumneavoastră ca fiind minimul de existență pentru pensionari, vreau să vă atenționez că, începând cu 1 aprilie anul trecut, anul acesta, de fapt, încă 2013, a fost instituit un suport financiar pentru toți beneficiarii de pensii care au acest cuantum mai mic de 1300 de lei, care variază de la 50 până la 90 de lei în funcție de tipul de pensie de care beneficiază. În cazul pensiilor de limită de vârstă, deci acele pensii de bătrânețe, pentru un stagiu complet de 30 de ani de cotizare, acest suport este de 90 de lei suplimentar la cuantumul pensiei. În cazul unui stagiu incomplet, respectiv mai mic de această cifră de 30 de ani, acest suport este de 50 de lei. De asemenea, în cazul pensiilor de invaliditate, pentru grupa 1 este 90 de lei, pentru grupa a doua 60 de lei și pentru grupa a treia 50 de lei. Cu referire la acest supliment de 50 de lei, am înțeles că foarte mulți bătrâni întâmpină dificultăți în ceea ce privește deplasarea.
pentru a-și ridica aceste suplimente. Am înțeles că nu se alocă acești bani împreună cu pensiile pe care le primesc, însă nu toate oficiile băncii de economii au reprezentanță în localități. Trebuie să se deplaseze unii chiar la o distanță de 10 km. Într-adevăr, cunoaștem această problemă mai mult decât atât. Vreau să vă spun că astăzi, în plenul Parlamentului, se discută exact un proiect de lege pe această problematică. Însă, țin să evidențiez următorul lucru. Pensia și suportul financiar sunt două lucruri distincte. Deci, acest supliment nu este parte componentă a pensiei. Vine suplimentar la pensie ca un sprijin pentru acele persoane care au pensia mai mică de 1300 de lei. În contextul proiectului de lege care vă spuneam și astăzi, nu putem urmări din păcate în direct și ședința Parlamentului, dar se discută astăzi acolo, urmează să se stabilească o instituție de plată care va achita în baza de concurs organizat de către Casa Națională de Asigurări Sociale, instituția care va acorda aceste plăți, respectiv nu va mai fi această situație când pensionarul va primi, cum este de fapt în prezent, primește pensia, deci partea mare a sumii o primește prin intermediul serviciului poștal, iar pentru acest suport suplimentar trebuie să se deplaseze la filialele băncii de economii. Va putea beneficia, în baza care va fi deja câștigătorul acestui concurs organizat de CNAS, să primească ambele sume dintr-un singur... Deci până în câteva luni, cred că se va rezolva exact această problemă. Dar și acest supliment de 50 de lei, stimate invitate, dacă este o sumă suficientă? Este o diferență mare pentru un pensionar din Republica Moldova? Dacă îmi permiteți, totuși, suma acestui supliment este de 90 de lei în stagiul complet. Respectiv, să vorbim de cifra corectă, 90. Okay. 50 este suplimentul minim acordat. Să presupunem că este 90 de lei și nu 50, să venim un pic în ajutor Ministerului Muncii. Doamna Claudia, credeți că rezolvă această situație? Absolut deloc. Chiar dacă oamenii trăiesc lăsați și mulți orășeni spun că caut teren, o găină, un ou și așa mai departe, aici 50 de lei sunt foarte, foarte puțin pentru ca om să rezolve problemele sale. Cât uși de puțin, eu nu vorbesc să aibă un trai decent la normă, la nivel, dar aici 50 de lei, nu știu, mi pare că asta e și o ungere de ochi, să nu zic, mă scuzați de expresie, dar să nu zic că nu ai ajutat statul. Aș vrea să vă prezint și câteva date realizate de către IDIS Viitorul. Spre exemplu, 8 din 10 gospodării cu vârstnici întâmpină greutăți la achitarea agentului termic, 4 din 10 gospodării la achitarea gazelor naturale și circa o pătrime din aceste gospodării întâmpină greutăți la achitarea facturilor pentru energia electrică. Sunt datele oferite de către experții unui studiu realizat despre politicile sociale. Este și cazul bătrânilor din raionul Șoldănești, care se luptă pentru a exista în prag de iarnă. Să vedem reportajul. Iarna din acest an îi va pune la grea încercare pe bătrâni, inclusiv pe cei din raionul Șoldănești. Din cauza prețului exagerat la lemne, bună parte nu s-a asigurat cu de foc. Mai mulți bătrâni spun că trebuie să strângă pensiile pentru jumătate de an pentru a le fi cald iarna. Nina Naval din orașul Șoldănești de ani buni trăiește în singurătate. Femeia în vârstă de 76 de ani încearcă să le dovedească pe toate pe lângă casă. În mare parte îi reușește și datorită ajutorului acordat de lucrătorii sociali. Vicinul a luat 650 de lei adus acasă. Deci cat e bun, dar pe îi trebuie 5 sclădomete, îi trebuie 3200 ceva de... și vă 3500 trebuie și la loc date și azate, dar eu... Și lemne n-am, deci celelalte am de toate. Aude pe alte raioane, primăriile le mai dă cu un preț mai redus la pensionari, le mai ajută, dar la noi nu e posibilitate, cred că. În situație similară se află și Pavel Pașcan din satul Salcia. Deși noaptea timpul se răcește și este frig, bătrânul încă nu face focul în casă. Spune că economisește lemnele. Din pensia sa el și-a procurat doar câțiva steri de lemne. Trebuie o leacă de foc, de mai scris, nu știu cum, acolo. Dacă lumea face foc, dacă nu a făcut foc, fac o leagă de cum economie. Economia asta nu-i bună, că e călicit la răși când dormi. Deci a fost ierni mai serioasă, adică mai geroasă și
chiar cu o an în urmă, am fost nevoiți la unii din ei, din cei mai problematici, adică mai în vârstă, care nu au grijă nimeni de ei, să le mai ducem câte o căruță de lemne, de material de foc. La Direcția Raională Asistență Socială și Protecția Familiei ne-au spus că în raion sunt aproape 600 de bătrâni nevoiași. Majoritatea din ei au calculate pensii minime. Stimați telespectatori, bine ați revenit în studioul Drepturilor Omului. Astăzi discutăm despre situația vârstnicilor din Republica Moldova. La discuția noastră s-a alăturat și Victoria Botnaru, care este șefa secției politici în servicii sociale de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Stimată Victoria, ați urmărit un reportaj în care bătrânii nu fac față grijilor cotidiene. Am înțeles că primesc și careva ajutoare materiale. În ce măsură ajutați vârstnicii din țară, pentru că situația în unele localități este destul de deplorabilă? Pentru a ajuta persoanele vârstnice să depășească perioada complicată din timpul rece, în primul rând ei pot solicita ajutor social și este, adică ajutor social mai are și un supliment, ajutor pentru perioada rece a anului. Această solicitare o poate scrie la secția asistență pentru socială? Pentru asta trebuie să adresezi la asistent social comunitar, care întocmește ancheta socială și în baza anchetei sociale și altor acte necesare se acordă acest ajutor, această prestație. Totodată, persoanele care se află în situații cele mai critice pot solicita și ajutor material, cât de la Fondul Local de Susținere Socială a Populației, atât și de la Fondul Republican. Unele studii arată că doar 28% dintre vârstnici au depus aceste solicitări. Credeți că este o slabă informare în rândurile persoanelor în etate pentru a beneficia de un ajutor material sau asistenții sociali nu informează suficient persoanele în etate? Nu exclud situația că și populația puțin informată este. Și totodată nu toate persoanele pot fi incluse, că oricum sunt criterii de eligibilitate cărora trebuie să le corespundă. Am înțeles, în direct vom discuta și cu experții din Șoldănești. Este vorba despre Andrei Bulat de la Asistența Socială din Șoldănești, pe care am dorit să îi întrebăm în ce măsură vârstnicii pot să beneficieze de ajutoare materiale și în reportajul care l-ați văzut pe post am dorit să aflăm mai multe amănunte. Vreau să spun că în conformitate cu legislația în vigoare, adică cu legea 133 privind acordarea ajutorului social, hotărârii Guvernului 1167, noi la moment la raionul Șoldănești beneficiază de ajutor social pentru perioada rece a anului 1643 de persoane, suma constituie 410.000 lei. Și din aceste familii mai beneficiază și de ajutor social. Sunt 1163 de persoane, în sumă de 776.000 lei. Din Fondul Local de Susținere a Populației, conform deciziei Fondului Local, au fost acordate ajutoare materiale în ultima lună, în decembrie, la 1163 de persoane, cu dizabilități, în sumă de 463.000 lei. Totodată, din subvențiile acordate de Fondul Republican, au fost acordate ajutoare materiale la 78 persoane în sumă de 43.000 lei. Domnul Bulat, ne spuneți, vă rog, după ce criterii au fost distribuite toate aceste necesități, lucruri necesare pentru bătrânii din raion? Dacă merge vorba de ajutor social pentru perioada rece, adică sunt niște criterii care persoana, familia, înaintează o cerere la Direcția Asistent Social din teritoriu și după datele care dumnealor le indică în cerere, adică sunt niște
criterii după care se acordă ajutorul social pentru perioada rece. Și practic au fost perfectate în jurul a 2500 de cereri, dar beneficiază de ajutorul ăsta social pentru perioada rece 1643 de familii. Totuși nu toți bătrânii au fost incluși în această listă. Da, în nu toți listă. Bătrânii... Din care cauze? Din cauza că, de fapt, s-a majorat venitul minim garantat de stat. Era pentru perioada rece, pentru ajutor social pentru perioada rece, era 1024 de lei. La 1 noiembrie s-a majorat și constituie 1088 de lei. Depinde, adică, de mai multe criterii. Depinde de venitul persoanei, depinde de bunăstarea familiei. Păi cunoaștem, sunt multe familii unde, adică, mama rămasă de acum numai în viață, are cu ea în casă un fiu. Fiul și el nu se poate întreține, nu muncește, plus mai are și el careva probleme cu angajarea și cu alte dificultăți a vieții. Atunci când a mers să completeze această anchetă, i s-a spus pentru că ai feciorul. Dumneata în casă nu poți să primești ajutorul material, să zicem, pentru perioada recea anului. În cazul când familia nu este eligibilă pentru primirea ajutorului dat, noi avem din Fondul Local de Susținere a Populației pentru ameliorarea situației, adică să depun o cerere la asistent social în primărie unde este formată o comisie din consilieri locali, din asistent social, din profesori, medici, unde se examinează posibilitatea de a acorda un ajutor material. Asistentul social din localitate trebuie să informeze această persoană că, uite, ai așa drepturi pentru a-ți... Da, neapărat. Aceasta este... Noi discutăm la orice ședință cu asistent social cât mai... Adică lumea să fie mai informată și mai... Chiar s-a discutat din vară despre faptul că este necesar ca persoanele să știe despre momentele date, adică să perfecteze cererile de ajutor social din timp, să nu se stocheze, ca la moment să fie multe cereri și este greu și de procesat, adică e o problemă mai... care de fapt la noi soluționează, dar totuși există așa problemă. El când din timp se procesează cererile, la moment noi avem, adică rezultatele, persoana primește, e mai simplu, adică dacă din timp sunt procesate cererile date. Au mers asistenții sociali sau dumneavoastră aveți ocazie să mergeți prin localități la cei mai defavorabile persoane care se confruntă cu niște dificultăți enorme în perioada aceasta rece anului și să ne spuneți, vă rog, totuși, care, cu ce greutăți mai mult se întâlnesc bătrânii de aici, de la noi, din Raion? Clar că în situația de iarnă sunt problemele care le avem, adică este venitul garantat de stat, adică noi reieșim din aceste considerente, acordăm, adică nu putem să ieșim din ramca legii. Dar avem, adică în cazuri dificile, când persoane nu mai are o pensie mizeră sau o pensie socială de 105 lei, nu are suport familial, noi discutăm întrebarea, adică și la, pentru a fi cazate persoanele în azilul din Șulgănești. În azil, la moment, avem 27 de persoane care nu au suport familial, nu au rude, nu au... Și mai avem rezerve, adică asistenți sociali sunt instruiți, adică ce documente trebuie ca să... Ei trebuie să treacă un examen medical ca să nu fie bolnavi de maladii care se tratează în alte instituții speciale și asta e. Cu ce probleme se confruntă bătrânii din Șoldănești? Cel mai des. Adică vă vin cu niște sunete, niște apeluri la dumneavoastră să vă spună că mă lovesc de niște probleme care nu mi le poate soluționa asistentul social din localitate. Problemele sunt de natura că sunt într-adevăr, cum a menționat doamna Naval, Nina, cu procurarea
lemnelor de foc să, la un preț, adică pentru dumnealor, dar chiar și pentru cei care lucrează, e un preț mare, adică prețul de 500 de lei sau și mai mult acum, de la întreprinderea silvică șulgănești. Dar asta este, că nu noi stabilim prețurile, sunt prețuri care sunt stabilite de, și noi nu primim careva bani pentru a compensa sau alte modalități, adică asta, adică prețul mare totuși la lemne, asta e o problemă majoră și care practic, zicem, nu soluționează pe deplin chiar și ajutorul ăsta special pentru perioada rece, el nu soluționează problema pe deplin. Asta este un suport adăugător, adică care statul îl oferă persoanelor care se încadrează în ajutorul dat. E 250 de lei, adică pe lună, cred că știți, 250 de lei pe 5 luni, dacă în total se primește 1250 de lei. Asta se primesc sau 2 steri de lemn, adică practic. Dacă punem și adusul acasă, cheltuielile adăugătoare, adică e, cam asta e. Vă mulțumim, domnule Bulat, pentru aceste răspunsuri. Am și câteva întrebări pentru specialiștii de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei care sunt în studio. Cum se întâmplă că unele localități sunt mai îndestulate cu materiale, eu știu, ajutoare materiale, însă alte, eu știu, sate, cum l-ați văzut în reportajul care a fost difuzat, bătrânii totuși sunt la în extreme, adică trăiesc de astăzi pe mâine. Cred că, în primul rând, depinde de conlucrarea asistentului social cu administrația publică locală. Dacă e echipă multidisciplinară, creată din mai multe structuri care sunt în localitate, activează bine și se găsesc și alte posibilități pentru a susține populația. Se poate de conlucrat cu agenții economici să-i acorde unele ajutoare. Totodată, ca un suport în perioada pentru familii defavorizate pot veni și serviciile cantinelor sociale, care, spre regret, în raionul Șoldănești nu există. Cum repartizați aceste servicii în întreaga Republică? Pentru că se întâmplă că unele localități sunt practic lipsite de anumite servicii, în schimb, persoanele în etate din alte regiuni să înțeleg că au acces mai larg la aceste servicii. Servicii sociale se creează de către autoritățile administrației publice locale din nivelul 2 și 1, adică consiliile raionale și consiliile sătești, și în dependență de stare bugetară, să spunem așa, acestor unități teritoriale, se creează și servicii. Și totodată depinde și de inițiativă. Inițiativa din partea cui? Din aceste partea servicii pot fi create și prin ajutorul societății civile și conlucrarea cu ONG-uri este un suport foarte mare în acest domeniu și unde se conlucrează bine administrații publice locale cu ONG-uri, acolo se dezvoltă mai bine și servicii. Totodată sunt și raioane unde din sursele bugetului sunt dezvoltate servicii sociale destul de bine. Să înțeleg că la Basarabeasca colaborarea dintre APL și ONG-uri sau reprezentanții ai societății civile este una destul de reușită sau credeți că sunt și acolo lacune, doamna Claudia? Sincer spun, de la început am avut lacune, dar când ne-am apropiat mai mult de primar și am spus care sunt problemele noastre, cu cine ocupăm noi organizația neguvernamentală, dumnealui domnul primar s-a plecat cu ureche la noi și tot timpul ne stă ca un sprijin și un ajutor în rezolvarea proiectelor cu care noi lucrăm. Această inițiativă vine din partea persoanelor în etate, să înțeleg. Cum ați ajuns la aceste idei? Vă susține comunitatea sau cum ar putea să învețe celelalte regiuni din modelele pe care le promovați? În primul rând, suntem susținuți de organizația HelpAge Internațional din Republica Moldova, care dumnealor au un șir de proiecte și noi lucrăm în rețea cu ei, la fel și alte localități din Republica Moldova. Și atât conform planului și acestor proiecte, anume aceste activități noi beneficiază de servicii
materiale sau aveți asistență medicală care le oferiți? Ce anume? La moment cu ce anume le veniți în sprijin? La moment lucrăm în două proiecte, unul ce deține de asistență medicală și unul ce deține de tăcere nu este o soluție, abuz asupra vârstnicilor în Republica Moldova. În cadrul proiectului ce deține de medicină, am întreprins un număr de activități ca lunar voluntarii, câte un voluntar are 5 beneficiari la dispoziția dumnealui și lunarii se măsoară tensiunea și glucoza în sânge la beneficiarii care noi am selectat conform listei de la Oficiul Medicilor de Familie. Și concomitent când se face acest servicii, numai decât dumnealor beneficiază de un pachet. Numărul de beneficiari este număr de 55. Am fost și eu la un astfel de centru geriatric din Văsieni, Ialoveni, unde foarte mulți vârstnici sunt ajutați cu astfel de servicii. Acolo am întâlnit-o și pe Sofia, care s-a plâns că este discriminată. Am încercat să luăm legătura cu Sofia și dumneavoastră chiar a avut o întrebare pentru specialiștii de la minister. Să vedem care este întrebarea acesteia, după care revenim. După vârsta de 80 de ani, spune că le plătește oamenilor 300 de lei. Deodată le s-au plătit 100, 200, pe urmă mărit și dă 300. Unii oameni care au împlinit 80 de ani, primesc de acum an la rând 300 de lei. Eu de acum am a treilea an, când am 83 de ani și niciodată nu mi se acordă. Care-i cauza? După ce anume nu mi se acordă? După ce criterii, eu am fost și am întrebat pe asistentul social, după ce criterii se dau acești bani. Și am spus că oamenilor în vârstă. Păi care sunt oamenii cei în vârstă? De 100 de ani. Iată, de domnul Candu primește câțiva ani la rând de acum, de când ați împlinit 80 de ani, Nicolae. Dar soția nu primește dar nimic. Dar soția nimic n-a primit. Are 83 de ani. Domnul Bârsă, eu iar, primesc de când am primesc 85, în fiecare an primește. O spus că numai anul ăsta au venit 21 de persoane trebuie să primească, atâția bani le-o dat. Eu cred, poate nu, eu știu la buget, nu este, dar dacă e problema asta, lasă de ei la unul care o primit peste un an, de la anul ăsta să nu-i de ei, să-i de ei la celălalt, și acela are nevoie. Și, sau lasă de ei la toți, dacă este legea asta, să de ei la toți. Eu primul an, când am primit 80 de ani, mi-o sunat la Sfânt Social și mi-a dat 300 de lei. Nu numai mie, dar la toți care am primit 80 de ani, eu știu care suntem patru oameni. Pe urmă, în 81, 200 de lei, în 82, 200 de lei, în 83, 300. Nu tot anul am primit. Sunteți mai privilegiați decât alții? Ei, nu, e privilegiat, el nu e privilegiat, el nu e vinovat, eu nu, pe dânsul nu-l acuz și nici pe dânsul, dar de ce e ca dumneavoastră? E mănâncă din pânea altuia. Bine ați revenit în studio. Posibil că asistenții sociali din Văsieni a făcut o încurcătură. Domnule Victor Gâlcă, după ce criterii se acordă aceste suplimente, pentru că, după cum am văzut în acest reportaj, foarte mulți vârstnici se plâng că unii sunt privilegiați și alții nu. Deci, dacă vorbim de acest supliment despre care am vorbit anterior, de 90 de lei, acesta se acordă doar în funcție de cuantumul pensiei. Nu există niciun alt criteriu care da sau nu acest drept. Respectiv, orice persoană pensionară, care, respectiv, vârsta de pensionare este de 62 de ani la bărbați, 57 de ani la femei, odată atins această vârstă și cuantumul căreia este mai mică de 1300 de lei, poate beneficia de acest suport. Respectiv, nu există niciun alt criteriu care ar limita într-un fel sau altul drepturile persoanelor la acest supliment. În ce privește alte suplimente, poate fi vorba de careva suplimente pe care le acordă autoritățile locale, despre care, cu regret, nu pot eu, în calitatea mea de reprezentant al Ministerului, nu cunosc chiar toate suplimentele care se acordă la nivel local. Deci mai există și suplimente la nivel local din bugetul primăriei? Posibil că acesta a fost, eu știu, un ajutor social din partea primăriei.
Doamna Bodrug, vorbeați anterior despre politicile care ar trebui să fie modificate în Republica Moldova în ceea ce privește și sistemul de pensionare și ajutoarele care sunt acordate vârstnicilor. Credeți că este loc de mai bine? Întotdeauna este loc de mai bine. Întotdeauna. Și eu vreau să vă spun că, de fapt, cred că nu există niciun stat în lume care a rezolvat totalmente aceste probleme. Fiecare țară își are specificul său și se confruntă cu diferite probleme. Eu, la capitolul acesta, totuși aș pune accent încă pe un element. Noi trebuie astăzi să vorbim cât mai mult despre solidaritatea între generații. Și atunci, fiindcă pentru mine întotdeauna apare problema... Spuneți, vă rog, dar care este responsabilitatea copiilor pentru părinții în etate? Și dacă noi avem situații de discriminare, situații de abuz în familie, între generații, când nepoții sau copiii vin și iau ultimul ban, pensia bătrânilor, pentru ca să-și rezolve problemele. Știți, una din problemele societății noastre este că o parte din bătrâni chiar s-ar descurca cu pensiile care le au, de bine, de rău. Dar faptul că pe această pensie el mai întreține și nepoții și copiii. Și atunci asta este absolut altul latură a vieții. Nu mai putem vorbi despre un trai decent. Iată, de exemplu, acum Claudia a menționat, noi implementăm un proiect foarte interesant, Gender Centru cu HelpAge, abuzul împotriva bătrânilor. Și noi am identificat în toate localitățile în care lucrăm că există diferite forme de abuz asupra vârstnicilor. Vorbim în special în familie. Pornind de la abuzul economic, când li se iau elementar banii, când bătrânii sunt neglijați, nu li se oferă medicamente, nu li se oferă haine, nu li se oferă alimentare. Asta e violență, de fapt. Violență în familie. Și cel mai groaznic, exact cu ce ați început, că bătrânii suferă enorm din cauza singurătății. Ori asta este neglijarea psihoemoțională. Nu au cu cine comunica. Nu au cu cine, să spunem așa, să scoată o vorbă, să discute, să meargă la cineva. Iată, în acest context, proiectul nostru a venit cu niște inițiative, iată, la nivel local, foarte frumoase, când se merge la persoanele care sunt singure, care stau țintuite la pat și nimeni nu ajunge la ei, în afară de când acolo odată, pentru o perioadă, ajunge lucrătorul social sau asistentul social, ceea ce nu este suficient. Deci să înțeleg că, practic, comunitatea vine în sprijinul autorităților să acopere anumite goluri sau, mă rog, situații prin care nu doar autoritățile locale ar fi vinovate, noi dar trebuie chiar să privim lucrurile un pic mai larg. Care este extinsă? Care este, noi întotdeauna punem, este partea leului, partea statului care este responsabil, administrații publice locale, dar pentru mine ca cetățean întotdeauna apare problema. Noi, comunitatea, ce facem? Noi cum îi sprijinim pe cei care au nevoie de suportul nostru? Și al doilea moment, ce face comunitatea astăzi pentru a preveni și a combate cazurile de violență în familie? Fiindcă acolo satele unde avem, sunt activi primari, împreună cu organizațiile neguvernamentale, împreună cu asistență socială, cu poliția, cu directorul de școală, cu medicul de familie, acolo practic se rezolvă repede astfel de cazuri. Noi avem situații, inclusiv iată, în raionul Șoldănești, ați arătat, dar noi avem și momente pozitive, unde, acolo unde lucrează împreună toată echipa multidisciplinară, se soluționează foarte repede la nivel local aceste situații. Pe mine cel puțin m-a îngrijorat câteva date pentru care aș vrea la fel să le prezint, stimați telespectatori. Fiecare al doilea bătrân locuiește de unul singur. Persoanele care locuiesc cu soțul, soția reprezintă 24% și cei care locuiesc într-o familie extinsă cu copii, nepoți reprezintă 25%. Situația este mai deplorabilă pentru cei care au rămas de unii singuri, copiii cărora sunt plecați peste hotare țării. Este și cazul unei femei din Șoldănești care, pe lângă toate acestea, și-a pierdut și fiul. Să urmărim imagine. Mi-au luat flăcăul, iar acum îmi iau și zilele. Este strigătul disperat al unei mame din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești. Ajunsă la adânci bătrânețe, femeia îi solicită administrației publice locale să o ajute să iasă din iarnă. Elena Chirtoacă este una din miile de cetățeni în etate din raion, rămași în singurătate. Anii de muncă dificilă în colhoz îi sunt răsplătiți cu o pensie de 965 de lei. Femeia se plânge că acești bani nu-i ajung, deoarece are nevoie de multe medicamente. Cel mai mult însă dânsa este nemulțumită că statul nu-i ajută în perioada rece a anului. La lume se dă
la căldura aia asta, dar nie nu ne se dă. Cum, pe 5 luni câte 200 ori, nu știu cât dau ei, dar nie nu ne se dă. Am rămas animărui. Am avut un băiat și l-a dus în Afganistan și l-a dus, ne-a pus să crie un urs, 2 ani a slujit acolo. Și dacă îmi dă 500 de băieți de mine și am mușit, nu ni se dă cum am mușit eu cu toată lumea. Elena Chirtoacă este mama unuia din cei 9 ostași originari din raionul Șoldănești căzuți în războiul din Afganistan. Statul îi recompensează pierderea copilului cu o indemnizație lunară de 500 de lei. Eu n-am atât pensie, dați-mi băiat că eu nu cer nimic. Actualmente, pentru a beneficia de suportul statului pe timp de iarnă, persoana se cuvine să aibă cumulativ nu mai mult de 1024 lei. Pe motiv că pensia calculată și indemnizația acordată depășesc suma respectivă, Elena Chirtoacă nu poate beneficia de ajutorul statului. Doamna Chirtoacă Elena este invalid de gradul 2. S-a adresat pentru a îndeplini cereri pentru perioada rece a anului, e anul 2012. Răspunsul a venit negativ, din cauza că suma pensiei și împreună cu alocațiile și cu indemnizațiile de care beneficiază o depășit de cuantumul care este garantat de stat. Pentru perioada rece pe anul 2013, până și nu s-a adresat ca să perfecteze cererea de ajutor. La primăria comunei ni s-a spus că de la 1 septembrie curent până în prezent, circa 100 de persoane au solicitat acordarea suportului material pentru procurarea de foc. Fusese acceptată doar fiecare a treia cerere. Majoritatea absolută dintre aceștia sunt familii cu 3 și mai mulți copii. Vom încerca să luăm legătura în aceste clipe cu reprezentanții din Șoldănești care știu situația. Natalia, chiar acum vreau să-l întreb pe domnul Bulată despre doamna de la Vadurașcov, care, adică se plânge că are o pensie mică pe lângă faptul că și-a pierdut fiul în luptele din Afganistan. Doamna se plânge că nu poate face față cerințelor care sunt în fața ei, adică vine iarna, vine frigul. Domnul Bulat, ce măsuri s-au luat? Știu cazul de la Vadrașcov, sunt foarte de aproape de doamna în cauză, singurul participant la război în Afganistan. Aici putem găsi o altă modalitate, deoarece ajutorul social pentru perioada reșii și ajutorul social dumnei ei nu se încadrează, deoarece are pensia, venitul care îl are dumnei ei, adică e mai mare decât venitul minim garantat de stat la momentul actual. Și noi putem să venim cu o soluție, adică să o ajutăm, să acordăm un ajutor material, undeva un suport financiar adăugător, adică din fondul local de susținere a populației. Asta e, adică soluția care o văd la moment, care am putea să o... Și dacă e să vorbim despre reportajul realizat puțin, care a fost ceva mai devreme, demonstrat, vreau să zic că doamna a zis că în alte primării, adică primarii le vine în ajutor bătrânilor. Ce le-ați sugerat dumneavoastră primarilor ca să meargă la întâmpinarea acestor bătrâni? Poate și ei găsesc o soluționare cumva. Posibil de găsit așa soluție, adică în cadrul primăriilor la sfârșit de an se în 90% de cazuri de primării se stochează, adică este un sol disponibil la primăriei, care poate o parte din trâns poate fi redirecționată în hotărârea unor probleme sociale, care, de fapt, persoane care nu se încadrează în ajutor social, sau, dar ei știu situația foarte bine la satul dumneavoastră, adică ar putea să soluționeze din contul soldului disponibil. Asta e o ieșire tot din situația, adică și cu lemnele s-ar compensa cu o sumă oricare. Cred că este o soluție. Cu timp ceva mai devreme am realizat un reportaj despre, în satul Cobâlea a fost deschisă o cantină socială. Ne spuneți dumneavoastră, mai există această cantină? Da, cantina... Și cine beneficia, adică, la această cantină? Cine putea să meargă? Cantina din satul Cobâlea există, funcționează la moment, se beneficiază de prânzuri calde în jurul la 50 de persoane
în etate, persoane defavorizate, e funcționează, e deschisă de concordie. Este, adică nu de undeva două săptămâni în urmă am vizitat cantina, funcționează, adică oamenii sunt mulțumiți. Cam câte persoane merg acolo să iau un prânz cald? În jurul la 50 de persoane, undeva 45-50, așa, da, zilnic. Ele diferă că, mă rog, eu știu. Mai există în raion la noi careva instituții care merg în favoarea este persoanelor? Este centru, avem centru de plasament de zi la Cotiujenii Mari, pe Curașii. De la anul nou va funcționa centru tot de zi în Cobâlnea, va funcționa, adică un centru de plasament. Este asta la moment care dispunem noi. Ce trebuie să facă, să zicem noi, nelimitat acest asistent social din localitate? Trebuie să populația să o sensibilizeze în privința, adică în primul rând, să fie informată populația despre cadrul legal, despre ce pot profita, adică de ce ajutoare, și să fie alături de... Asta e menirea noastră, adică asistența socială oricărei persoane care necesită această... Și atunci, ce trebuie să ceară un bătrân de la asistentul social? Pentru că de multe ori bătrânii, adică nu-și cunosc drepturile lor și asistentul social poate ezită să-l informeze. Aveți dreptate. În unele cazuri nici bătrânii nu solicită, adică și pe unde și asistentul social poate îl trece cu vederea. Dar noi insistăm și lucrăm în direcția aceasta ca asistenți sociali să fie cât mai aproape de persoanele care necesită îngrijirea socială. Și... Domnul Bulat, vă mulțumim pentru informația oferită. Sperăm să vă reușească mai multe în raion la acest capitol. Natalia? Vă mulțumim. Bine ați revenit în studio. Stimați telespectatori, vedem că unii beneficiază de anumite ajutoare, alții însă mai puțin. De ce se întâmplă aceste discrepanțe? Aflăm de la invitații din studioul drepturilor omului, stimată Victoria Botnaru. Cum se întâmplă că unele persoane în etate nu beneficiază de aceste ajutoare odată ce au acumulat această sumă de 1200 de lei? Pentru a beneficia de ajutor social sau ajutor pentru perioada rece anului, persoana trebuie să corespundă la trei criterii de eligibilitate. În primul rând, statut ocupațional, adică să fie ori persoană din pensionar, dacă persoana aptă de muncă, trebuie să fie înregistrată la oficiu forței de muncă ca șomer, sau copii de-amă deja care nu sunt apți de muncă. Pe criterii de venituri, și aici se declară toate veniturile, inclusiv și pensia, și venituri de pe cotă de teren echivalent, și teren de lângă casă, și indicatori proxy, a treilea criteriu de eligibilitate, adică bunăstarea familiei. În situația acestei doamne, dacă ea a acumulat această sumă, respectiv, nu ar trebui să mai beneficieze de ajutoare materiale, spre exemplu, pentru perioada rece anului? Ea nu se încadrează în criterii de eligibilitate la ajutor pentru perioada rece anului, însă ar putea solicita un ajutor material din Fondul Local de Susținere Socială a Populației. Că asta este foarte important, să informăm populația care sunt drepturile și posibilitățile. Fiindcă sistemul este sistem, dar orice sistem trebuie să fie uman. Și atunci, în situația specială, cum este cazul doamnei, trebuie autoritățile publice locale să fie mai sensibile și mai deschise. Același asistent social care știe care e situația doamnei, unu, care știe că există și alte fonduri, posibilități, anume dumneai trebuie să informeze această doamnă care sunt oportunitățile și posibilitățile, dar nu să spună că uite, ăsta este plafonul și gata. Noi cred că ceva trebuie să mai facem în societatea asta, să devenim mai deschiși și mai sensibili. Da, buchie e buchie, dar noi știm că foarte multe alte oportunități există și lumea trebuie să cunoască, trebuie ajutată la acest caz. Eu cred că este problema și asistenței sociale, deci și problema persoanei, că omul care dorește să fie informat, el caută soluții și se informează. Dar această informare nu ar trebui să vină de la același asistent social care... Asistent social e obligat să informeze populația, dar totuși el, având volum mare de lucru, poate nu reușește să ajungă chiar la fiecare persoană în casă.
Pentru aceasta ar trebui să fie o informație vizuală în localul primăriei, poate în alte locuri publice, la poștă, unde se duce mai multe lume, și să fie scris niște panouri informative, pliante, că lumea să informeze despre servicii care pot fi acordate. Care ar fi drepturile unei persoane în etate în Republica Moldova? Drepturile sunt conform Constituției la toate persoanele din țară, indiferent de vârstă și de alte criterii. Dacă e să facem o generalizare a asistenței sociale de care aceștia beneficiază, ați putea să expuneți, iată, cei care au acumulat această sumă de 1200 de lei, 1024. Ce urmează să întreprindă? Ar trebui să își găsească alte venituri din munca pe care ar putea o să o presteze, din alte venituri? Eu aș spune că să ne aducem aminte de codul familiei care spune că copiii majori sunt obligați să acorde ajutor și să sprijine părinții lor. Spre regret, mulți tineri care au plecat peste hotare uită de această obligație a lor și povara se lasă numai pe spatele statului. Dar sursele bugetare, noi știm că tot ele sunt limitate și după posibilitățile se acordă și ajutor. Și vreau să menționez că și ajutor material, conform legii, poate fi acordat unei și aceeași persoane numai o dată pe parcursul unui an calendaristic. Dar ceea ce este important, noi trebuie să cunoaștem că astăzi în Republica Moldova se dezvoltă și unele servicii contra cost, servicii private, unde persoanele care au plecat ar putea să-și plaseze persoanele, rudele apropiate pentru îngrijire. Dar, evident, contra cost. Problema este că foarte multă lume nu cunoaște și uneori chiar intenționat se consideră că statul trebuie să rezolve toate problemele. Și pentru noi iarăși apare problema, eu vă spun, merg în teritoriu, văd diferite situații și acolo unde sunt primari foarte responsabili, ei se încearcă să soluționeze problema. Eu întotdeauna stau și mă gândesc, de ce în Occident, în foarte multe localități mici, ei fac niște grădinițe, așa, niște centri de zi, unde acești persoane în etate vine de dimineață, stă, beneficiază de un ceai, de un prânz, de asistență medicală, seara pleacă acasă. Dar știți care e problema lor? Și astfel de centre sunt foarte, foarte puține. Multe. La ei sunt foarte multe. În Occident. În Republica Moldova. Da, fiindcă acolo se pune accentul prima pe îngrijirea curentă, adică pe parcursul zilei, dar cel mai important, acești bătrâni au posibilitatea să comunice. Citesc împreună, croșetează, joacă șah, ceva mai schimb, vorbesc, se uită împreună televizorul elementar, ei comunică, ei se simt într-o siguranță psihoemoțională, asta mult contează. Pot eu să completez? Da, vă rog, că aceste servicii sunt dezvoltate și în Republică. Noi avem la moment 117 instituții sociale pentru persoanele adulte, inclusiv și pentru persoanele vârstnice, dintre care 28 centri de zi, 4 centri de reabilitare, centri de plasament temporar de scurtă durată și centri de plasament de lungă durată. Cu finanțare de la bugetul de stat? Finanțarea este diferită și din sursele administrației publice locale și din sursele societății civile și în parteneriat. Anul acesta a fost aprobat regulamentul cadru de organizare și funcționare a centrului de plasament pentru persoanele vârstnice și regulament cadru de organizare și funcționare a centrului de zi pentru persoanele vârstnice, care taman vin în suport administrației publice locale în dezvoltarea acestor servicii și deschid ușa și pentru dezvoltarea serviciilor contraplată. Eu vă mulțumesc, stimați invitații, pentru această participare în studioul drepturilor omului. Problemele sunt multe, însă timp avem foarte puțin pentru a discuta la nesfârșit aceste situații în care s-au pomenit vârstnicii din Republica Moldova. Eu vă mulțumesc pentru această intervenție. Stimați telespectatori, nu avem decât să fim mai atenți față de grijile persoanelor în etate, cel puțin fiecare dintre noi să ofere azi un sprijin cât de mic posibil celor mai apropiați. Și nu uitați să ne contactați dacă v-au fost lezate drepturile sau să spuneți ce gândiți. Mesajele voastre le putem primi la adresa info@arondiscriminare.md. Alături de dumneavoastră a fost Natalia Durașcu. Eu vă doresc toate bune!